Eu vreau să vă atrag atenția asupra unor situații care nu au fost tratate și mie mi-au creat mari, mari întrebări la privitor la lucrare. Privitor la, ați denumit voi zonele depresionare rămase în urma, de la voi din text, în urma lucrărilor de aspirare a sedimentelor de perimetrul Vanord 1 și Vanord 2, pagina 32. Aceste zone depresionare, cum le numiți voi, eu vă pot spune că nu prea sunt zone depresionare, sunt chiar șanțuri. Și noi facem observații din 2014, le-am continuat pe suportul financiar al nostru, chiar dacă nu am fost plătiți, pentru că chiar ne-a interesat. Și o să și depun, ca să vedeți cum arată în 3D, șanțurile și așa mai departe, și nu bate deloc cu ceea ce spuneți voi. Nu sunt depresionare, sunt șanțuri, șanțuri. În adâncimea lor, și cum că i-am spus domnului Bajdu când a fost la mine, nu s-au depus nisip, pentru că noi am băgat scafandri și avem dovezile aferente, sunt o substanță mâloasă, ceva neconsistent, și care are un metru jumătate înălțime. Groapa a rămas și față de vechiul biosistem care era bazat pe acel nisip care are o consistență mai tare, eu nu cer scuze pentru termenii care nu-i stăpâne de biologie, dar întâmplător pot să vorbesc despre situația în fapt, sunt niște șanțuri în care s-a acumulat mâl. Surpriza mai mare este că ați făcut o afirmație din cărți, foarte bine că ați menționat că e din cărți, că există un curent de la nord la sud și ați dat și niște date. E, vă spunem noi că urmărim de 3 ani de zile și în această zonă, pe tot perimetrul acela, nu știu cum arată noastră, curentul este de la sud la nord și a și depășit în mai multe cazuri 5 noduri. Nu am stabilit numai noi chestia aceasta, era inclusiv centrul de scafandre a armeniei militare, când am văzut prima oară treaba asta și motivația de am venit cu specialiști a fost și am băgat scafandrii de adâncime și așa mai departe, este că rovurile cu care vreau să filmăm nu puteau filma pentru că erau date peste cap. Și atunci, nu ne-a putut explica până acum nimeni, ne-am adresat la, și la alți specialiști, ce-i cu curentul acesta de la sud la nord, pe zona respectivă, foarte puternic, și care mătură zona și din cauza aceea, într-adevăr, biosistemul este afectat, e măturat puternic, sunt crapte și așa mai departe, micuți și... dar nu corespunde și atunci, pare rău. Noi am făcut observații, pur și întrebare și o să las și aici. Voi v-ați deplasat cu niște embarcațiuni care nu știu cum ați putut să aveți doi scafandri cu echipamentele de scafandri, cu echipament de asigurare termică, pentru că acolo apa este de 8 grade la adâncime, cu tot sistemul și la între 8 și 11 km, când noi acolo... Într-o embarcațiune de 4 metri lungime. Cu cea mică nu mai discutăm, aia care a spus o mică, aia nu se pune problema să ajungeți până acolo și să faceți observații. Aia cu 7 jumate, dar chiar aia de 7 jumate, eu îmi pun întrebarea, fiind inginer de constructor de vapoare, cum ați scoat atâta echipament? Doi scafandri trebuia obligatoriu, că nu aveați voie să faceți un singur scafandri. Echipamentul acela de protecție este foarte greu, instalații de iluminat, LED și așa mai departe. Nu, cea de 7,5 și cea de 4 metri. Vă rog, frumos, vorbesc eu și cu asta, ca să fim constructivi cu ce domnul Bajdu. Deci, eu am suspiciuni. Îmi pare rău dacă suspiciunile nu sunt corecte. Dar noi acolo n-am putut să facem observații, decât cu cea mică embarcațiune a fost de 7,6 metri cu punte și cabină, care era proprietatea noastră. A trebuit să renunțăm, a trebuit să cheltuim sume mari de bani. Și am luat alte trei, o dată de la Marina Militară, o embarcațiune care avea 8 oameni în echipaj, nu o dată, de mai multe ori, dar vreau să spun tipurile. Altă dată de la Coremar s-au închiriat pilotine, că nu se putea merge, mai ales că era pe timp de toamnă, iarnă și cu frig. Și în rest am luat un iac mare de 20 de metri cu 2 ori 300 de cai putere și abia reușeam să facem observațiile cu scafandrii. Mai mult, curentul este atât de puternic, toate astea sunt filmate, afirmațiile mele pot fi dovedite. Era atât de puternic în zonă, încât am ajuns la concluzia că nu putem să stăpânim scafandrul, nu putea să ajungă la fund și să facă filmările cum le ceream noi, și am aplicat următoarea metodă. Am lestat o parâmă, știți foarte bine, un lest mare, cu flotor sus, scafandrul a coborât pe el, s-a legat în partea de jos și curentul, în 20 de minute, l-a târât 400 de metri. Noi urmăream la suprafață embarcațiunea. Și am filmat această deplasare.
V-am dat un exemplu. Deci acolo este un curent deosebit și cred că zona trebuie tratată foarte serios și cu ce se întâmplă. Din cauza aceea v-am spus. Deci șanturile respective nu s-au umplut cu nisip, sunt cu mult, deci biosistemul, după părerea mea, o să fie altul. Lucrările acolo sunt foarte grele, sunt foarte costisitoare. Mai mult, noi am scanat toată zona 3D, toată, nu numai zona dumneavoastră, și vă, o să lăsăm și pentru agenție aici și marcat tot, numai așa ca o voastră, cum arată șanțurile, cei cu ele și ce s-a întâmplat după un an jumate sau doi de acum, de când s-a terminat. Deci, credem că lucrurile acestea trebuie luate. Eu vă spun, trebuie să treceți la monitorizare și era absolut necesar să se facă, pentru că totuși acolo s-a petrecut o transformare a fundului. Că presupunem că e sub 1% și că 2-3 ani se reface. Perfect, n-am nimic împotrivă. Nenorocirea e că făcându-se atâtea lucrări, dacă acolo să vină încă 3-4 societăți, după cum s-au înscris, toate la un loc, și vor lucra, vor lucra toate. Nu, eu n-am... ele vor face un impact. Pentru că exact cum te referi la Eoliene, noi am lucrat la Eoliene, ori luată în Eoliene le-a făcut de la noi, și noi am făcut studii de impact cumulat pe banii noștri. Oricând ți-l arătăm, în cărțulă, e așa. O lucrare științifică, dar noi le publicăm, noi le ținem, pentru cei care sunt interesați de putem muta întotdeauna. Sau am lucrat pentru Bărd. Bărdul nu vrea să facă public. Dar există lucrări așa, cu mortalități, cu ce face fiecare păsărit, și mai departe. Deci, există, avem și noi așa lucrări. Problema este că, totuși, cât acumularea, când devine prea mare de agenții economici care vor să exploateze pentru bani, cum ai spus, fac o producție de bani foarte bine, bravo, felicitările mele, așa, trebuie văzut și ce înseamnă impact acumulat. Poate nu înseamnă nimic, dar trebuie să-l facem, să-l vedem și să spunem, domnule, impactul ăsta acum nu este, dar studiem.